rectorul Universității București, sublinierea acuz ce Ministerul Educației încere să încalce legea 2. Nu avem dreptul legal să redistribuim locurile libere în timpul anului. Rectorul Universității din București, sublinierea Mircea Dumitru, a răspuns marci acuzațiilor ministrului Educației cu privire la faptul ce instituția ar avea peste 900 de locuri bugetate care nu sunt realocate, spunând ce universitatea nu are dreptul legal să redistribuie locurile rămase libere prin retragerea sau exmatricularea studenților în timpul anului universitar. Mircea Dumitru a adugat ce UB a fost certat în public pentru ce a respectat legea. Această manipulare a studenților, sublinierei a opiniei publice, este absolut iresponsabilă. Universitatea din București, sublinierea, a fost acum criticat public pentru faptul ce respect cadrul legal în domeniul educației, adică sublinierea legea educației, sublinierea metodologia admiterii, sublinierea înmatriculării studenților. Punct. Am fost certat ieri, luni, nere, în public, admonestați, sublinierei criticați pentru faptul ce am respectat legea. Legea este cea care ne cere ca la 1 octombrie să matriculme studenții. Deci dacă un student decide să plece de la un program sau este exmatriculat, se pierde complet locul acelui student, sublinierei nu poate fi redistribuit la alte programe, în cadrul aceleia, sublinierei Universității, a declarat marci rectorul Universității din București, sublinierei Mircea Dumitru. El a explicat ce în timpul anului universitar nu pot fi redistribuite locurile care rămân libere, pentru ce nu este legal. De asemenea, a spus rectorul UB, înmatricularea studenților se face pe programe de studiu, iar banii care sunt alocați de la buget sunt banii alocați pentru un student, nu pentru toți studenții care intră în anul respectiv la studii la universitate. Deci, ideea aceasta ce noi am returnat 900 de locuri pentru ce nu am fost capabili să le redistribuim în timpul anului universitar este o invitație din partea domnului ministru la a încălca legea, a mai spus Mircea Dumitru. Răspunsul rectorului vine după ce ministrul Educației, Valentin Popa, a spus luni ce Universitatea din București, sublinierea, are peste 900 de locuri bugetate neutilizate, de sublinierea are suficienți studenți pe locurile de la tax care ar putea beneficia de ele. Ministrul a afirmat că acest lucru este urmarea unui management defectuos, care nu este preocupat să ocupe imediat locul bugetat eliberat în urma exmatriculării sau abandonului, subliniere colar. De asemenea, a susținut Popa, atât Universitatea din București, sublinierea, cât sublinierea celelalte din consorciul universitar aflate în acea subliniere situație nu încasează bani de la buget pentru aceste locuri, ci doar le țin blocate, primind de la studenții intrați pe locurile la tax mai puțini bani decât ar primi de la minister. De cealaltă parte, studenții se declar surprinși, sublinierei, de datele oferite de ministru în cadrul întâlnirii, sublinierei spun ce vor lua cu siguranță o poziție pe acest subiect.
în conformitate cu datele oficiale prezentate sub semnul de Universitatea din București, sublinierea, am observat o discrepanță major între numărul de studenți înmatriculați, sublinierea, și numărul de locuri bugetate alocate în ultimii 3 ani. Peste 900 de locuri bugetate nu sunt utilizate de către UNC, de subliniere are suficient de mulți studenți cu tax care le-ar putea utiliza. Aceste locuri au fost disponibilizate în urma abandonului subliniere colar, exmatriculării, ele sunt însumate din toți cei 3 ani, cele mai multe din anul 3. Totul sublinierei, trebuie să remarc ce lipsa unor proceduri interne în favoarea studentului face să avem situația în care peste 900 de studenți cu taxe nu ocupe locurile bugetate alocate, a declarat ministrul educației. Valentin Popa a precizat ce va discuta cu direcția juridică din minister pentru a găsi cadrul legal de a redistribui locurile bugetate neutilizate.